Întrebarea mea ar fi legat de frica asta de respingere. Cum ajungem și sau ce putem face atunci când suntem singuri, cu nimeni în jur și resimțim respingerea asta față de noi înșine? Cum ajungem acolo și de ce? De ce ajungi să, să simți respingerea și când ești singur? Da, adică practic tu te respingi și pe tine însuți. Da, da. Eu, pentru mine asta a fost marea revelație a anului trecut, pentru că am tot tăiat și la un moment dat nu mai aveam ce să... Eram numai eu. Și tot simțeam același lucru. Tot îmi dădeam... Și atunci a fost momentul în care am realizat cât de înrădăcinată este povestea asta. Și acum, cum se înrădăcinează povestea asta? Probabil că am trăit respingere în diverse contexte. Cel mai probabil relații relevante din viața noastră, șanse foarte mari să se fi întâmplat asta în relație cu persoanele apropiate de atașament, în ceea ce ne privește pe noi, femeile s-ar putea să fi fost în relație cu linia maternă. Nu-i musai să fie așa, dar în principal. Și se întâmplă, te uiți pe fir în spate și te uiți să vezi ce s-a întâmplat în contextele de viață, de n-au putut să ofere conexiune și ceea ce ai simțit este respingere, de existat această formă de respingere în diverse moduri. Cel mai probabil nimeni n-a vrut să respingă pe nimeni, este cum au gestionat momentele de suferință, pe care noi le-am simțit ca fiind respingere și pe care am purtat-o cu noi de-a lungul timpului și am început să o simțim în tot felul de alte contexte, cum a fost momentul acela în care prietena mea n-a mai vorbit cu mine 3 luni, că am luat premiul întâi și eu. A fost un context de respingere, plus alte contexte din astea mici. Deci cumva ele toate se adună undeva acolo. Și atunci e atât de cunoscut minții noastre, cunoscut această respingere, încât începem să credem că noi merităm asta. Și atunci această respingere nu mai este a celorlalți. Că noi, dacă mergem acum să întrebăm pe oamenii din jurul nostru de ce mă respingi, ei vor spune că eu nu fac asta. Noi simțim respingere în momentul în care ei au anumite comportamente care s-ar putea să nu semnifice respingere. Da, de multe ori am zis asta, că eu simt că mă respingi. Am zis prietenei, colegii mele cu care am lucrat și care am făcut un proiect mulți ani, când am decis să plec din proiectul acela, eu i-am spus că simt că mă respingi pentru decizia mea. Și răspunsul ei, că noroc că e psiholog, răspunsul ei a fost: eu nu te resping, dar mă doare atât de tare ceea ce ai decis, încât am nevoie de timpul meu să-mi ling rănile. Dar eu am simțit lingerea rănilor ei, dar ceea ce avea ea nevoie să facă, am simțit-o ca pe o respingere. Asta este apropo de limite, cât de important este să ne dăm seama că e. Acum, ce faci în legătură cu asta? Îți dai seama că e bolovanul pe care îl porți legat de piatra de moară pe care o porți. Cel mai probabil fiecare dintre noi avem câte o vulnerabilitate din asta. Și este o muncă continuă cu propria persoană să îți dai seama dacă ceilalți te resping sau nu. De multe ori răspunsul la vârsta adultă va fi că nu te respinge nimeni. Dacă te respinge cineva, să decizi dacă mai vrei să păstrezi relația respectivă sau nu. Și apoi, în ceea ce te privește pe tine, începe o muncă din asta constantă cu privire la ce din tine simți că trebuie respins sau merită să fie respins, unde ai învățat că meriți să fii respinsă, cu ghilimele, să fii respinsă pentru asta, și începe un proces din ăsta de a închide diverse cercuri în care ai învățat respingerea pentru a putea să nu te mai respingi tu pe tine. Apropo de întrebarea de mai devreme, că eu mă întreb constant dacă ceea ce zic e suficient de relevant, din aceeași categorie vine. Gândul e acolo, știi că asta este, e o utopie să te gândești că ajungi în demersul terapeutic și nu vei mai gândi cum gândești. Vei avea mecanismele acelea, ele sunt acolo, sunt înrădăcinate. Ideea este să simți că poți să ți le asculți și să simți că ai, poate că e mult spus control, dar poți să decizi dacă le asculți sau nu le asculți, dacă mai sunt relevante în momentul ăsta, dacă nu mai sunt. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!